Ați auzit vreodată expresia „ți la mine în casă nu e cu dietă”? Ei bine, aceasta este fraza care descrie perfect stilul de viață al îndrăgitei prezentatoare TV Mirela Vaida. Vă invităm să citiți acest articol până la capăt pentru a afla cum reușește vedeta să se mențină în formă după 3 nașteri. Mirela Vaida nu este un fan al dietelor, dar are un mic secret atunci când simte că a acumulat câteva kilograme în plus. Vedeta a dezvăluit într-un interviu acordat pentru Viva Rock atunci când observă că ia în greutate, ține o dietă de o săptămână sau două, până își reglează kilogramele. Da, țin diete atunci când simt că am luat o raznă, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două, mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală. Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat, a mărturisit Mirela Vaida. Dar care este secretul Mirelei pentru a se menține în formă? Se pare că activitățile zilnice ale vedetei au un rol important în menținerea siluetei. De asemenea, Mirela Vaida este pasionată de gătit și deși programul său este destul de haotic, își găsește întotdeauna timp să gătească pentru familia sa. Gătesc foarte mult și fac asta din pasiune. Îmi place. Iar copiii mei mănâncă tot ce le dau. Le place foarte mult și întotdeauna spun: mami gătește cel mai bine. Și soțul meu e pasionat de ceea ce gătesc eu. Ei consumă tot ce le pun în farfurie, pentru că le gătesc cu pasiune, așa cum am învățat eu de la părinții mei. Și eu mănânc, sunt o gurmandă, a mai spus prezentatoarea TV. Mirela Vaida pare să aibă totul sub control. Dar v-ați întrebat vreodată ce se întâmplă atunci când vine vorba de tentații culinare? Ei bine, vedeta nu se poate abține să nu guste din mâncărurile delicioase pe care le prepară pentru familie. Uite, acum, în timp ce dau acest interviu, fierb o oală de sarmale. Știi cum miroase în casă? Miroase a costiță afumată, a slăninuță, a cârnăciori afumații, printre sarmalele acelea. E o nebunie. Mă pregătesc, după aceea, să fac o ciorbiță de perișoare. Deci, la mine în casă nu e cu dietă, a mărturisit Mirela Vaida, pentru Viva Ro. Așadar, se pare că echilibrul perfect între activitățile zilnice și pasiunea pentru gătit reprezintă cheia succesului în menținerea siluetei pentru vedeta noastră. Dar cum reușește Mirela Vaida să îmbine viața profesională cu cea de familie și să se mențină în formă? Ei bine, acesta este un mister care continuă să ne țină în suspans, însă înțelegem că perseverența și dăruirea pentru ceea ce face sunt factori esențiali în succesul său. Până atunci, să ne bucurăm de mâncărurile delicioase pe care Mirela Vaida ni le prezintă și să ne inspirăm din pasiunea ei pentru gătit. Cine știe, poate veți descoperi și voi talentul de a găti și veți deveni următorul mare maestru bucătar în familie.